Am înțeles că mâine Valentin și Gabriela pleacă undeva și au nevoie de costume de baie. O fi fantasy date? Paul spunea ceva de genul de piscină, iar Valentin a spus că nu e piscină. Sunt tare curioasă unde îi duce. Au nevoie de costume de baie, nu este piscină și pleacă mâine dimineață. La cât sunt ei de obosiți, dacă se trezesc chiar la 6, o să fie belea mare. Nu știu dacă o fi fantasy date-ul, deși spuneau că săptămâna asta încep, fiind 5 cupluri, ar putea să fie că apoi n-ar mai avea când. Sunt tare curioasă unde ori de ce să spuneți și dumneavoastră ce părere aveți. Din câte știu, fantasy date-ul era gen o dorință a cuplului sau măcar am uneia dintre parteneri, nu știu, ceva inedit, așa, ce și-ar fi dorit el să facă în viața asta și nu a apucat să facă și uite că îi se îndeplinește acum înainte de nuntă. Parcă așa era, nu? Dar ei nu păreau gen că și-ar fi dorit ceva undeva cu costume de baie. Au trimis totul acasă, nu au nimic de îmbrăcat, au împrumutat de pe la băieții. Gabriela nu știu dacă și-a găsit costum de baie, a rugat-o pe Roxana. Roxana a spus că l-a trimis și ea acasă, deci nu știu cu ce se vor îmbrăca. Cert este că pleacă mâine, o să vedem. Dacă mâine pleacă, înseamnă că mâine nu vor fi în emisiune, pentru că fantasy date-ul știu că durea câteva ore. Sunt tare curioasă să spuneți noastră ce părere aveți și unde credeți că îi duc.